rare ori sănătatea publică și clinicienii stau împreună la aceeași masă. Avem nevoie în egală măsură de cercetare medicală proprie în domeniu, dar și de acces la rezultatele colegilor din străinătate, pentru ca pacienții români să poată beneficia și ei de terapii de înaltă performanță. Mesajul acestei întâlniri este de a arăta noutăți în domeniul urologic și nefrologic. Tematica la care veți asista și care se va dezbate aici este extrem de interesantă, aceea nefrourologiei privită în, cum să spun, într-o articulare organică, poate pentru prima dată. Trebuie să facem în România ceea ce nu mai facem de ani de zile, prevenție. Faptul că cei care organizatorii acestei manifestări pledează pentru integrarea urologiei în conceptul de medicină holistică și respectiv a nefrologiei în acest concept de medicină holistică nu face decât să mă bucure. Sănătatea publică are un rol important în managementul total al acestor afecțiuni. Încercăm să facem consultația preventivă să fie una sistematică, previzibilă, predictibilă, reală și făcută cu instrumente științifice. Pentru această zi am ales câmpul rotelial. Sunt imagini adevărate a ceea ce se întâmplă atât în rinichi cât și în vezica urinară, pe care nu le vedem cu ochiul liber. Practic este o metodă de investigație prin fluorescență. Trebuie să remarcăm faptul că infecția de tract urinar este de circa 10 ori mai frecventă la femei decât la bărbați. Paracelsus spunea că toate poenile, pășunii, toți munții și colinele sunt farmacii. Deci asta pledează pentru plante, pentru natură. Natură care nu minte niciodată, cum spunea Mihail Eminescu. Să nu uităm că România este pe primul loc în ultimii 7 ani privind prezența infecției cu Staphylococcus aureus MRSA. Bacteriile învață să trăiască într-un anumit mediu, să colaboreze între ele ca să-și facă mediul corespunzător creșterii lor, învață să distrugă activitatea antibioticelor, învață să consume antibiotice. Orice celulă capabilă să poarte variabila V are comportamentul identic cu anticorpii. Trebuie să facem ceva în această era a rezistenței la antibiotice. Ne putem baza și pe alte lucruri în afară de antibiotic. Sunt indicate produsele care se bazează pe extract de merișor, eficiente în reducerea incidenței infecțiunii de tract urinar la femei. The problem is in prostate cancer, that prostate cancer are not visible, so you cannot see them. One of the most important tools today, and this has changed completely, is not to find prostate cancer, but it's to find high-grade prostate cancer. I want to know where it is, how big it is, and what the Gleason score is, and then I can treat him adequately. How can you develop the trials networks in Romania? Well, I think the key is think of having a sub-specialty design like we've done. You don't have to have 12, but you might like to have 3 or 4 to start with. Maybe a hemodialysis group, maybe a CKD group, maybe a urology group. Multe tipuri de leziuni renale au mecanism de producere imun și de auto-întreținere și că acest mecanism imun este cauzat sau activat de inflamație. Boala cronică de rinichi este un status proinflamator. Că în boala cronică de rinichi avem un status inflamator clonic, subclinic sau clinic uneori, s-au acumulat dovezi suficiente pentru asta, pentru a dovedi rolul inflamației în creșterea riscului cardiovascular asociat cu această condiție, cu boala cronică de rinichi. Arta pe care noi medicii o putem mânui și contura în practica noastră cotidiană, și anume arta de a controla durerea. Trebuie tratată durerea, pentru că în timp ea generează nesiguranță și frică pacientului. Ulterior, mergând până la depresie, invaliditatea acestuia, transformând o durere acută, tratabilă, într-o durere cronică. Într-adevăr, ceea ce a spus domn profesor mai devreme, cu
cu inhibitorii de pompă de proton și clostridium este cât se poate de adevărat. Deci folosirea lor corectă este extraordinară. În schimb, folosirea lor mai abuziv, să spunem așa, poate duce la niște evenimente destul de neplăcute pentru pacient. Bărbații care au simptomatologie urinară joasă, parte de adenom de prostată, au probleme în a se adresa medicului din mai multe motive. În primul și în primul rând, le este frică de intervenția chirurgicală. Nu neapărat de intervenția chirurgicală în sine, ci de eventualele complicații care pot apărea după. Litiada renală este una dintre cele mai cunoscute afecțiuni. Are o foarte mare tendință la recidivă. Lucrurile importante în medicină sunt lucruri simple. Sunt lucruri care rezidă din bun simț. Dacă noi am putut să detașăm două grupe și am spus unii cristalizează în mediul acid, alți calcul în mediul alcalin, păi tratamentul logic și cel mai simplu este să lucrăm asupra pH-ului. Ce ne-ar interesa, în primul rând, ca să punem diagnosticul de obstrucție al juncțiunii pielo-ureterale? Avem nevoie de la un diagnostic imagistic să ne spună că există sau nu hidronefroză, care este gradul obstrucției, care este lungimea stenozei, unde este implantată juncțiunea pielo-ureterală, dacă există sau nu vase polare inferioară și dacă există alte leziuni asociate, secundare, cum ar fi și litiaza renală.